Din păcate nu am reușit și chiar, sincer, vă spun, îmi pare foarte rău. Am fost atât de aproape și nu știu când o să ne mai întâlnim cu șansele astea. Însă asta a fost astăzi. Atât s-a putut. În a doua repriză? Nu am mai înscris, în apărare nu am mai fost la fel. Bine, nici în prima repriză nu pot să spui că nu putem spune că am avut o apărare foarte bună. Nu a mers, a venit via Kerva, ne-a dat 8 goluri sau nu știu câte goluri. Da. Deci e foarte greu să câștigi la așa, nu știu, asta este, atât am putut astăzi, îmi doresc din tot sufletul să ne odihnim acum și să știm că, să înțelegem că, ok, ești motivat, dar cred că e mult mai important să ai, cred că a fost și un pic de speriate, habar n-am, nu înțeleg, m-am fost puțin așa... Timorate, da. S-a simțit lipsa Cristinei Neagu? Foarte mult, foarte mult. E... Până acum am jucat, totul a fost în jurul ei și mereu a fost în jurul ei și cred că s-a văzut. Da. A stat totuși și v-a îndemnat din tribună, v-a strigat. Normal, pentru că ea e cu sufletul alături de noi și mereu e pentru echipa asta și mereu e pentru noi și noi am încercat și ne-am dorit din tot sufletul, sincer, chiar cu toate, ne-am dorit din toată inima să jucăm pentru noi și pentru ea. Da. Dar atât s-a putut asta. Doesn't matter what happened today, doesn't matter what is happening in Pasmoro, these Romanian girls are fantastic and amazing. And they are doing a very good job. And today we try, we put everything on the court, but the Russian team was much better. That's why we are also satisfied, because we play against a very good team. And then we did everything and more, but we couldn't today. Still we have something that to fight, and I think we will be motivated for this to achieve.